Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi este duminică, este frumos afară și m-am gândit să fac un videoclip cu produsele care le-am mai cumpărat în ultimul timp. Și vom începe cu o comandă făcută pe Libris. Am două cărți aici, mi-a venit de vreo câteva zile coletul, dar am spus să-l desfac acum ca să vedeți și voi. Să încercăm să-l desfacem. Da, cred că... Iar nu știu să desfac colete. E lipit foarte bine. Ce avem aici? Aici avem o scrisorică, după cum puteți vedea, și anume scrie: Dragul nostru cititor, ne bucurăm să te cunoaștem. Îți mulțumim pentru că ne-ai făcut loc în biblioteca ta. Paginile noastre se răsfoiesc nerăbdătoare la gândul că vor ajunge în curând pe rafturile din colțișorul tău de lectură. Să ne citești cu bine cărțile tale. Adică aceasta este o scrisoare din partea cărților. Foarte frumos ambalat coletul și am comandat așa, dar mai întâi să vedem ce mai avem pe aici. Avem ceva, mă citește, nu mă citește, o bulinuță așa, scrie mă citește, nu mă citește, nu știu ce este cu bulinuța aceasta. Voi vedea. Mai am un semn de carte. Pst, ce zici de încă o pagină? Semn că trebuie să dai pagina. Probabil bulinuța aceasta. Și acesta cred că este un semn de carte. Mă citește, nu mă citește. Aici avem bulinuța și spune semn că trebuie să dai pagina. Probabil și acesta este un semn de carte, mai micuț. Și încă, de semn că trebuie să dai pagina, și încă una, și încă una, și încă una. Foarte frumos el acest. Pe pagina cealaltă, tot la fel, arată. Foarte frumos el acest semn de carte. Mai avem, să vedem ce mai avem aici. Gazeta Libris. Îmi pare bine că am primit-o. Voi citi să văd aici, probabil sunt... cărți, descrierea cărților care se găsesc, o parte din cărți, pentru că ele sunt multe. Un horoscop literar al lunii august, văd aici, interesantă. Horoscopul, deci cu zodiile din... zodiile doar care sunt apropiate lunii august. Deci leul, fecioara și balanță. Leul este în iulie-august, fecioară în august-septembrie și balanță septembrie-octombrie. Și aici cărțile, abia aștept să o citesc. O parte din cărți. Și aici Eric Emanuel Schmidt, autorul lunii august. Probabil în fiecare lună se sărbătorește un scriitor. Probabil... Nu știu acum dacă s-a născut în acea lună, în această lună, în august, sau, nu știu, voi citi și voi vedea despre ce e vorba. Și acum să vedem cărțile. Am comandat două cărți de Elif Shafak, pentru că am citit recenzii foarte bune despre ele. Și anume, le-am luat care am considerat eu că sunt cele mai bune și după recenziile și voturile cititorilor m-am orientat. Și anume, prima, Elif Shafak Onoare, care arată așa, și Elif Shafak Bastarda Istanbulului. Să știți că nu le-am luat cu o reducere mare, cam 5% am impresia, deci aproape preț întreg am plătit pe ele, dar nu sunt scumpe. Și am văzut că sunt foarte bune după recenzii, v-am povestit. Haideți să vedem un pic. Deci,
Și am înțeles că scrie foarte bine acest scriitor. Să vedem un pic despre Onoare. Onoare este o poveste zguduitoare despre crimă, iubire și familie care se întinde pe trei generații, urmându-și personajele în locuri extrem de diferite, dar și la fel de fascinante. Un sat curd izolat de lângă Eufrat, gălăgiosul și exoticul Istanbul, ploioasa Londra, Esma, o tânără de origine curdă stabilită în Londra, așterne pe hârtie povestea familiei sale, de la nașterea sub auspicii nefaste a mamei și a surorii ei gemene, Pembe și Jamila, până la sfârșitul lor tragic. Onoare este în același timp un exercițiu de exorcism menit să purifice sufletul Esmei de ura împotriva fratelui care i-a ucis mama și o poveste moralizatoare ce arată cât de nocivă poate fi obsesia Onoarei pentru mintea necoaptă a unui adolescent de 16 ani. Prin romanul ei, Șafac abordează o temă extrem de actuală, cea a crimelor de onoare, care continuă să fie o realitate înspăimântătoare nu numai în societățile musulmane, ci și în comunitățile de imigranți din vest. Cartea este, coperta este lucioasă, așa arată. Să vedem cam câte pagini are. ...436 de pagini. Nu este mare și este mai micuț așa. Deci nu este una din cărțile cu coperți mari. Să trecem la a doua. Deci așa arată. Și aici spune un top 10 plus. Se califică, adică în topul de 10 plus această carte. Aceasta tot în top 10 plus. Și este Bastarda Istanbulului. Are un număr de 424 de pagini. 436, cam la fel de groase. Așa se prezintă. Aici avem o rodie. Și să citim puțin. De la editura Polirom sunt amândouă, deci Polirom și aici și aici. Să vedem puțin despre ea. Populat de figuri feminine puternice și de neuitat, Bastarda Istanbulului este un roman fascinant în care se împlinesc libertatea și opresiunea, realul și fantasticul, memoria și uitarea. Lumea orientală cu exotismul și tradiționalismul ei și cea occidentală cu pragmatismul și independența sa, se întâlnesc pe neașteptate din dorința nestăvilită a două tinere fermecătoare și nonconformiste, Asia și Armanuș, de a risipi misterul ce le învăluie rădăcinile familiale și de a-și descoperi propria identitate. Bastarda Istanbulului nu este însă cartea unei singure povești. În cuprinsul său, scriitoarea țese cu măiestrie firele unui șir nesfârșit de istorii care se ramifică, se pierd o clipă în negura trecutului, ies din nou la suprafață, se intersectează, se unesc. Voi citi aceste cărți și în momentul când le voi termina, vă voi spune despre ele în produse terminate. Nu știu când le-a venit rândul acum, dar cred că am să citesc, pentru că sunt mai multe cărți de acest scriitor, Elif Shafak, care eu nu am citit niciodată nimic despre el. Și atunci, dacă cărțile sunt bune, am să mai cumpăr și alte cărți scrise de acest scriitor. De asta cred că am să-i acord prioritate, să le cumpăr acum cât am dat de ele, că după aceea mă mut la altele și ar fi păcat, dacă scrie bine, să nu le iau și pe celelalte care mai sunt. Să dăm un pic cutia deoparte, ambalajul. Le punem puțin mai așa. Și mergem în continuare. Am trecut prin Pepco și am cumpărat o sacoșică tare drăguță cu animale. Eu iubesc animalele și mi-a plăcut tare mult. Deci așa se prezintă ea. Am dat 3 lei pe ea. Ron 3 lei. Aici scrie. Cu cățeluș. Și mi-a plăcut tare mult. Așa, mergem mai departe.
Am trecut pe la farmacie și am găsit aceste spumante de baie și am spus să le cumpăr. Am multe spumante, dar mi-au făcut cu ochiul într-un fel. Ele, preț întreg, ar costa 16 lei, dar era o reducere de 3 lei la ele. Și am spus cu 13 lei, ele au un litru, am spus că 13 lei nu este mult pentru un litru de spumant de baie. Eu cumpăr spumante de baie și de la Avon, pentru că mai cumpăr și de prin alte părți, după cum puteți vedea. Și am spus că 13 lei, în comparație cu 20, cum este la Avon, merită încercat. Și așa că am cumpărat. Deci, ele au toate un litru. Acesta este Maliția. De la Maliția sunt. Aceasta este cu aloie și magnolie și este bio. Aceasta o voi pune prima la baie pentru că este bio și știu că de obicei produsele bio au un termen mai mic un termen mai mic până expiră produsele bio. Și de aceea îl voi pune primul. Să vedem un pic cum miroase, deci așa arată. Sticla are un litru. Este în Italia, made, după scris. Da, cred că foarte multe știți despre Maliția. După scris, cred că made in Italy, da. Made in Italy, aici scrie. Made in Italy. Să vedem cum miroase un pic. Miroase frumos, a magnolie și a aloe. Aloea se știe că miroase un pic mai slăbuț, dar miroase frumos. Acum să vedem cum se va prezenta ca și densitate, când îl pun în apă, ca și cantitate, cât trebuie pus, să vedem câtă spumă face. Al doilea este, deci tot la 13 lei, tot Maliția, tot un litru. Acesta este antibacterian. Văd că scrie aici. Și este din white musk with, deci din musk, musc alb. Musc alb. Tot așa se prezintă, tot în Italia. Să vedem cum miroase. Acesta miroase mai parfumat, mai frumos ca acesta bio. Deci este mult mai mie îmi place muscul. Și la parfumuri aleg parfumuri care conțin musc și de aceea l-am și luat, pentru că am văzut că este cu musc și miroase foarte bine. Al treilea, spumant de baie, tot la un litru, tot Maliția, tot made in Italy, aici. Și este cu petale de iris. Să vedem cum miroase. Acesta miroase cel mai frumos. Deci acesta miroase cel mai frumos. L-aș pune pe acesta primul la baie, dar eu mai am spumante și v-am spus vreau să-l bag pe acesta. Chiar dacă, deci acesta este pe primul loc, mov cu iris. Pe al doilea loc este acesta cu musc alb. Și pe al treilea loc este acesta, din punct de vedere al mirosului mă refer. Ca și consistență și voi vedea când îl voi folosi. Și pe al treilea loc este acesta bio, dar v-am spus îl voi pune primul la baie pentru că este bio. Și acestea au un termen mai mic de valabilitate, de garanție. Așa, acestea fiind spuse, le dăm puțin mai așa. Și mergem în continuare. În continuare am trecut pe la DM sau DM, cum vrea fiecare să spună. Și am cumpărat așa. Am cumpărat două geluri de duș. Eu am geluri de duș foarte mult, deci dar nu m-am putut abține. Când le-am mirosit și am văzut cât de frumos miroase, am spus hai să le iau. Și au o cantitate de 300 de mililitri. Au 300 de mililitri. Aici se poate vedea. Și miros foarte, foarte frumos. Și la 5 lei, cât am dat eu pe ele, 4,99 lei, am spus ce mii 5 lei, haide să le cumpăr, chiar dacă eu am.
Deci, haideți să vă prezint un pic. Acesta este cu parfum de lămâie și vanilie, cred, este un pic am șters. Produs testat dermatologic, potrivit pentru pielea sensibilă. Este produs vegan, văd că scrie. Și a se folosit înainte de data, înainte de vezi pe ambalaj. Vezi pe ambalaj, dar ei au pe ambalaj, este numărul de lot, nu data exactă, dar oricum, dacă nu se umblă la el, o să țină. De obicei, gelurile de duș țin o perioadă mai îndelungată. Să-l vedem cum miroase. Eu le-am mai văzut, că de asta le-am ales. Acestea miroase a bomboane din acelea micuțe colorate, dacă știți, a fructe, probabil. Acelea mici, drageurile acelea mici colorate cu tot felul de fructe, așa miroase acesta. Deci este un miros frumos și se numește Over the Clouds, deasupra norilor, adică. Și spune, dacă nu plouă, nu este curcubeu. No rain, no rainbow. Deci nu plouă, nu apare curcubeu. Logic. Dar uneori plouă și curcubeu nu apare. Dar niciodată curcubeu nu apare fără ploaie. Este adevărat ce scrie aici. Al doilea gel de duș, tot de la Balea, tot din DM. Set your mind free. Eliberează-ți mintea, se cheamă, într-o ediție limitată. Aici scrie, ediție limitată. Și acesta, să vedem cu ce este. Gel de duș, așa, 300 de mililitri, potrivit și pentru pielea sensibilă. Produs testat dermatologic, pH neutru, ingredient vegan este și acesta. Vezi ingredientele, nu știu unde trebuie să le văd, că aici nu spune. Să-l vedem cum miroase. Deci tot 300 de mililitri, nu știu dacă am spus. Are și acesta. Este vegan, 300 de mililitri. Să vedem cum miroase. Acesta nu mai miroase a bombonele, parcă miroase a flori. Sau flori amestecat cu un fel de gumă. Oricum, miroase frumos, să știți. Le dăm și pe acestea deoparte. Și să vedem ce mi-a mai cumpărat de la Balea. De la Balea mi-a mai cumpărat, le pun aici pe toate. Am și bonul aici alături, ca să văd exact prețurile. Mi-am cumpărat o pilă de unghi. Știți că eu rămăsesem, sau mai am vreo 2-3 pile de unghi, dar nu mai îmi place cum pilesc. Am cumpărat această pilă, una micuță, bună și pentru poșetă. Are pila și are și capac de acoperit, pila în momentul în care îl iei în poșetă, ca să nu te înțepi la ea. Este foarte bună treaba asta. De la Stephanie F. Și haideți să o desfac puțin, pentru că este a mea, normal. Să o scot, oricum trebuie să o scot din ambalaj. Și așa arată ea. Normal, are două fețe. Una mai abrazivă. Aceasta este mai abrazivă. Și aceasta este mai fină. Și acesta este căpăcelul. Acum pot să-l pun. Deci așa. Se pune căpăcelul, foarte, foarte bună. De obicei, pilele nu au așa ceva. Este foarte binevenit acest căpăcel. Ia uitați, vine perfect și nu iese ușor. Deci nu iese ușor, este foarte bun. Mergem mai departe. Știți că eu sunt adepta măștilor. Eu la 3, măștilor de față. Eu la 3 zile îmi pun o mască pe față. Și am luat așa. Am luat, deci vedeți că scrie Balea de la DM, o
cremă cu ceramide. Este o mască șervețel, tip șervețel. Scrie în nemțește, să vedem aici unde scrie în română. Este, deci, baleia mască șervețel cu ceramide. Am dat pe ea 4 lei și 15 bani. E un preț mic, 4 lei și 15 bani. Deci, conține ceramide din măsline, acid hialuronic și ulei de argan. Mod de utilizare, se ține pe față, bla bla bla, se pune șervețelul, toată lumea știe, se ține pe față 15 minute, pentru că sunt și alte măști care se țin mai puțin sau mai mult. Aceasta 15 minute, o voi proba, când o voi termina, o veți vedea în produse terminate. Deci asta este mască tip șervețel. Și am luat două bucăți. Deci la prețul de 4 lei și 15 bani. Foarte ieftin, foarte bun prețul. În continuare am luat două măști cu acid hialuronic. Hialuron, acestea sunt 4 lei 45. Acestea sunt 4 lei 45. Și după câte s-ar părea, este un fel de gel înăuntru. Nu mai este o mască tip șervețel. Deci este tip gel. Este din două bucăți. Prima dată tai cu foarfecul, aici folosești partea de sus. Când termin partea de sus, continui cu partea de jos. Este aceeași mască de față, același lichid, doar că separat, bănuiesc, pentru a nu își pierde valabilitatea dacă rămâne deschisă, pentru că dacă este gel, te dai mai de multe ori, o aplici mai de multe ori pe față și probabil ca să nu ia aer, să nu pătrundă aerul, a fost despărțită în două, pentru a rămâne protejată. A doua sau prima, depinde, este același produs în amândouă. Pentru a rămâne protejată. Și acesta mi se pare un lucru foarte bun. Deci aceasta este cu acid hialuronic, hialuron. Și aceasta care scrie în germană și nu știu. A, cu aloe vera și încă și apă termală. Thermal Wasser. Bănuiesc că asta înseamnă în germană. Wasser de la apă, termal, termal. Apă termală și aloe vera. Deci două am luat, tot așa, despărțită, iei prima dată partea de sus sau de jos, care vrei, adică să aibă protecție. Este punctată aici, este punctată în locul unde trebuie să tai, ca să rămână sigilată a doua bucată. Un lucru foarte bun și foarte ieftin, să știți că sunt 4,45 lei și sunt sigură că nu te dai numai o dată dintr-un pătrățel din acesta. La 4,45 lei, deci ar veni vreo 50 de bani tu ora să ți-o pui, că bănuiesc că ți pui, nu știu, am să văd exact consistența lui și când le voi folosi și vă voi spune mai bine, dar din experiența mea cu măștile tip gel, știu că merge mai de multe ori să le aplici pe față. Apoi mai am o mască la 4,95 lei, aceasta cu Set Your Mind Free. M-am mai văzut și pe unde am mai văzut? A, pe gelul de duș cu Set Your Mind Free. A, acesta, acestea două, deci înseamnă că sunt, da, sunt la fel. Ia uitați, în aceeași gamă. Acum am văzut, nici nu mi-am dat seama când le-am cumpărat. Eu m-am orientat să iau ceva mai ieftin și din acestea ușurile gel și care sunt ieftine, pentru că eu mai am măști mai scumpe și așa. Deci sunt în aceeași gamă. Când am văzut Set Your Mind Free, mi-am dat seama că am mai văzut așa. Deci aceeași gamă. Sunt înseamnă că miroase la fel cu gelul de duș. Tot vegană și aceasta. De astea nu v-am zis. Deci complex de minerale cu magneziu, cupru și zinc. Conferă pielii vitalitate și un aspect proaspăt. Asta se ține 10-15 minute. Asta la altă. Cu aloe vera, apă termală și extract de castravete. Cum v-am citit eu, cu apă termală aloe, dar văd că mai conține și castravete aici, la modul de utilizare,
la ingrediente. 15 minute se ține, deci aceasta, trecem la aceasta din nou, că eu tot mă întorc, mai îmi dau seama de ceva și mă întorc. A doua, aceasta care este la fel cu gelul de duș, bănuiesc că miroase la fel, v-ați zis, a mirosit gelul de duș. Conține, să vedem, formulă cu hamamelis și extract de zmeură, conferă pielii hidratare intensă, lăsând tenul radiant și împrospătat. Se scoateți masca din ambalaj, poziționați-o așa pe piele, înseamnă că aceasta este o mască șervițel, de fapt arată și aici, dar noi am avut timp să mă uit. Probabil semnul acesta indică măștile care sunt vegane, acest semn, văd că este și aici. Acestea sunt vegane, probabil, frunzele acestea verzi. Să vedem cât se ține aceasta. Deci este o mască tip șervețel asta și se ține pe față tot 15 minute. Majoritatea se ține în 15, dar mai sunt tot timpul când vă aplicați o mască, cumpărați o mască și înainte de a o folosi, să citiți prospectul pentru că este foarte util. Altele sunt care se lasă 4-5 minute, alte măști se lasă 3 minute, alte măști 7 minute și vă dați seama dacă tu ești ți-ai setat în cap că o mască de obicei cam 15 minute, pentru că majoritatea așa le ții și atunci dacă ea se ține 7 minute și tu o ții 15 minute 20, s-ar putea să iasă rău. Deci totdeauna să citiți pe prospect cât timp trebuie, ce conține și cât timp trebuie ținută pe față. Mergem în continuare, încă mi-am mai luat două măști cu mango și maracuia. Deci mango și maracuia, nu spune pe el, aici am spune și aceasta, văd că este vegană, dar probabil ediție limitată. Aceasta, cred că aceasta este bulinuța, că este vegană, nu știu, nu, așa bănuiesc, nu pot să spun chiar sigur că așa este, așa bănuiesc. Deci în ediție limitată. Aici pe acesta scrie tot așa, despărțită în două, ceea ce este foarte bine v-am spus, și aici spune gramajul 2 ori 8 ml, adică două pliculețe a câte 8 ml fiecare. Și aceasta conține, bineînțeles, pentru toate tipurile de ten, cu extract de mango și maracuia. Mod de utilizare, se ține tot 10-15 minute. Aceasta nu mai este șervițel, bănuiesc tot așa. Este un gel, după cum simt eu. Mă gândesc că gel, pentru că ediție limitată acum de vară, mă gândesc că este un gel, dar poate fi foarte bine și o cremă. Nu știu, voi vedea când voi desface și le voi utiliza. Nu le-am mai avut. Totdeauna apar produse noi. Și mai am două cu cocos și pitaia. Cocos și pitaia, tot ediție limitată. Tot 2 ori 8 ml, tot așa, cred că este un gel sau o cremă, nu bag mâna în foc că este gel, pentru că dacă până nu desfac să văd, nu pot fi sigură pe ceea ce spun. Eu bănuiesc doar, după atingere. Se ține, deci, cu ulei de cocos și extract de fructul dragonului, formulă ușoară de vară, e fix ce v-am spus, de asta bănuiesc că sunt geluri așa. Conferă pielii elasticitate și sprijină regenerarea. Mod de utilizare 10-15 minute. 10-15 minute, aceasta 10-15 minute, asta 15 minute, fără 10-15. Deci fiecare are alt tip de. Aceasta, deci poți să o ții 10 minute sau poți merge până la 15. Care e 15, atunci 15 trebuie să o ții. Care e 7, atunci 7. Așa, mergem în continuare. În continuare, să le dau un pic mai așa aici. Pila am pus-o aici. Mergem în continuare, haideți, fiindcă suntem tot la cosmetice. Am fost... ceea ce ține de cosmetice, adică din Carrefour am cumpărat o apă de gură
pentru că mi s-a terminat apa de gură și avem nevoie de alta, normal. Colgate de mentă, Cool Mint, are un gramaj de 250 de ml. Eu cum folosesc și pastele de dinți Colgate, normal că am luat, n-am luat o sticluță prea mare, pentru că nu cumpăr după aceea, când o termin, cumpăr din aceea. Cumpăr altă sticluță, mă refer, n-are rost să-mi cumpăr jumătate de kilogram de apă de gură. Poate mai schimb, poate mă răzgândesc. Protecție 24 de ore, luptă împotriva microbilor, zero alcool și o longer lasting cooling, răcorirea gurii, o perioadă mai îndelungată, zice. Aici scrisul este foarte mic, dar toată lumea știe la ce folosește o apă de gură, se știe că este mentolată, curăță dinții, împrospătează gura. Pe locul 2, adică pe locul 2 la cumpărături din Carrefour, pe locul 2, nu ceea ce privește calitatea. Al doilea produs care vreau să vi-l prezint, la asta m-am referit când am spus pe locul 2, am cumpărat o acetonă Farmec, un dizolvant pentru șters unghiile. De ce am luat? Farmec știu că este o firmă foarte bună, eu mai am produse de la Farmec, una la mână, a doua la mână am mai încercat-o, a treia la mână o iubesc această sticluță din cauza căpăcelului, ambalajului care îl are. Deci pui discheta aici, apeși pe pompiță, intră acetona în discheta cu care vrei să ștergi unghiile. Eu, în momentul când termin, pentru că eu am mai avut această acetonă de la Farmec, este foarte bună, în momentul în care termin acetona de aici, chiar dacă îmi cumpăr acetonă de la altă firmă, o golesc din recipientul în care se află și o torn tot aici, în acest recipient de la Farmec, pentru că este foarte avantajos. Decât să torn cu sticluța așa pe dischetă, mai bine îmi torn, desfac de aici. Vedeți, este cu pompiță, de aceea iubesc această sticluță, este cu pompiță. Așa. Și în momentul când se gulește și îmi cumpăr alta, răstorn acetona din sticla care este, o răstorn aici, pun căpăcelul la loc. Așa și folosesc acetona, dar în momentul când voi prezenta la terminate o sticluță de al de asta și voi avea altă acetonă în ea, nu de la Farmec, voi preciza acest lucru, bineînțeles. Dar eu refolosesc sticluța, asta vreau să zic, și pentru asta am cumpărat-o, pentru că eu care o am la baie, am sticluța de la Farmec și am acetonă de la Ladies. Dar, cum v-am spus, este bună de folosit, de folosit și refolosit această sticluță de la dizolvant. Mie îmi place tare mult. Așa. Din Cartier, haideți să încep cu asta și după asta. Din Cartier mi-am cumpărat o rochiță care mi-a plăcut culoarea, nu mai am pe culoarea asta nicio rochie, este de vară, este cu flori. Eu sunt genul care îmi plac așa înflorate, nu, culorile deschise, vii, roșu, albastru, galben, mov, toate culorile posibile, mai puțin negru nu suport, pentru că m-am săturat de negru când am avut în viață evenimente neplăcute, știe toată lumea la ce mă refer, și atunci negru s-a dus de la, nici nu știu dacă a fost vreodată la inima mea negru. Mie îmi place, eu sunt o fire mai optimistă, așa. Îmi plac culorile vii, de vară, acum cum este vară, și cam așa arată rochița. Deci este o rochie de vară. Am dat 65 de lei pe ea, nu este scumpă. Pe etichetă scrie mărimea LXL, dar vă garantez că nu este nici L, nici XL. Eu port un S spre M, M de obicei, dar îmi vine și S. Deci este un S M maxim, deci L, XL nici într-un caz nu este. Dar știți că numerele diferă de la produs, de la haină la haină, de la de unde sunt, din ce țară vin, și arată în felul următor. Așa arată. Este cu mânici scurte. Așa, prinsă. Este decoltată. Ea se poate purta și cu mânecile pe umăr, cât și cu mâneci, cu umerii lăsați, așa, dacă vrei. Dacă nu, o pui așa pe tine. Normal, așa, pe umeri.
Și dacă o vrei, dai așa pe o care elastic aici. Are elastic. Poți și o poți purta așa sau o poți purta așa. Cum vrei. Deci, ori așa, ori așa. Este un... Pe cameră văd că se vede un muștar, așa. Ea este un portocaliu, un portocaliu spre galben, cu flori. În talie este cu elastic, deci se mulează pe talie. Ești mai slăbuț, ești mai plinuță. Aici are niște năsturei care sunt de formă, deci nu se desfac nasturii până aici. Ei sunt puși de formă. Cine vrea își poate înlocui. Nu știu, voi vedea. Deocamdată îmi plac acești năsturei. Așa, în cazul... Așa se văd năsturei. În cazul în care mă răzgândesc sau, da, nu cred, pentru că îmi plac, sunt subțire așa ca și rochița, deci nu poți să pui niște nasturi grei la o rochie de vară. Ea este subțirică, dar voi vedea, la unele haine câteodată mai modific nasturii. Dacă găsesc nasturi mai frumoși, deci ei se pot modifica și nu are legătură, nu se desfac, sunt puși doar de formă. Dar aceștia sunt ok, mi se pare ok. În coace este așa. E vazată în cloș, cloșată, cu un volan aici jos. Cu un volan jos, ea este până la nivelul genunchiului. Și mie îmi place foarte mult. O parte preferă simplitatea. Și eu uneori prefer simplitatea, dar mi se pare ca o rochiță de vară foarte frumoasă. Și v-am spus, îmi plac și florile, dar eu mi-am luat-o în special pentru că nu mai am nicio rochie această culoare. Deci un portocaliu spre galben, așa. Și mi-a plăcut. Eu cred că este frumoasă, mie îmi place. Nu este nici prea lungă, nici scurtă. De vară, subțirică, ușoară, materialul este subțirel. Nu este sintetic, este bumbac amestecat cu ceva, cu puțin. Dar știu că dacă se calcă foarte bine și poate reușesc să fac o poză să pun în videoclip, îmbrăcată cu ea, să vedeți cam cum se aranjează. Mergem mai departe. Toți suntem la haine. Tot din Carrefour. Au fost reduceri în Carrefour și încă mai sunt. Dar acum nu se știe ce mai prinde, ce mai prindeți. Am așa, deci am un tricou de la marca Tex. Un tricou pe roz. Acesta am dat 10 lei pe el. Este din bumbac. Îmi place scrisul așa, deci la 10 lei mi se pare un preț foarte, foarte bun și are așa, cu floricele, cu sclipici, cu scris. Scrie California, nu contează, putea să scrie orice, dar mie mi-a plăcut pentru că la 10 lei și materialul este bumbac, este foarte bun. Și este mărimea potrivită pentru mine. Așa, să-l dăm un pic deoparte. În continuare, mi-am mai luat niște maiori. Tot așa, la reducere, 8 lei bucata am dat. Și acesta, am să vă spun o chestie care eu nu țin secretă. Deci, este de la raionul de copii. Și pentru vârsta 13-14 ani. Deci eu vă zic că acest maieu, uitați-l cât este de mare, este pe un vernil verde gălbui, mai mult gălbui, deci un vernil foarte suav așa. Deci este pentru copii 13-14 ani, dar el merge la mărimea SM. Deci mie îmi vine perfect, încă mă tem să nu fie și mare. Și nu contează că este de la copii, am dat 8 lei pe el. Nu să zici că e de la copii și costă vreo 5 lei. Nu, am dat 8 lei la reducere, bineînțeles. Nu contează că este de la copii și ce dacă. Dacă el îmi vine bine și mi este bun, eu nu văd vreo problemă în asta. Și este de bumbac. Eu le-am luat, de ce? Pentru să le port prin casă, nu să ies pe afară cu ele. Le-am luat să le port prin casă la pantaloni scurți. Și în spate este așa, este cu spatele mai îngustuț, așa. Un picuț, se vede. Deci este mai decoltat la umeri aici, în spate. Foarte bun, din bumbac și de purtat prin casă. Mi se pare un lucru frumos, adică mi-a plăcut. Deci din acestea am două.
Două am. Pe vernilul ăsta pal. Am două. Deci, după cum se vede, ele sunt mari. Bine, că acum sunt și copii, fete, care la 14 ani sunt dezvoltate ca mine sau poate chiar și mai și. Dar îmi pare bine de treaba asta pentru că găsesc mărimea aceasta pentru mine. La dame nu erau mai ordine acestea. Am căutat, dar nu erau, numai la copii. Și a, acesta este tricoul și încă unul pe roz. Mă, unul am luat pe roz? N-am luat două? Nu, asta este tricou. Și unul pe roz. Mă gândeam că am luat două, dar văd că unul am luat pe roz. Tot aceeași mărime, tot pentru 13-14 ani. Deci se vede, este foarte mare. Merge la mărimea M, la dame. Nu mă feresc să spun că este de la raionul de copii. Dacă îmi vine și tot așa bumbac, frumușel, ești un pic mai plinuță, ia uitați, se întinde. Deci el arată pe cameră un moviu, dar eu vă spun că este un roz bonbon. Este. Diferă culorile pe cameră. Și acesta foarte bun, tot prin casă de purtat, la spate, tot așa. Este cu umerii mai lat la umeri, cu porțiunea mai îngustă aici, vedeți? Știe toată lumea, cam își imaginează cum arată. Deci de purtat prin casă, la pantaloni scurți, care mi-am luat când a început vara, mi-am luat vreo 5-6 perechi de pantaloni. Bine, eu am tricouri, dacă le-am, am maieuri, dar dacă le-am prins pe astea la Oplay și mi-au plăcut și culorile și materialul, știu că de la Tex, marca Tex din Carrefour este un material foarte bun, de ce să nu le iau și să le port. Cam acestea au fost ultimele mele cumpărături. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, vă urez o duminică frumoasă și plăcută, să vă relaxați, să vă odihniți, să fie bine și ne vedem la următorul videoclip. Vă mulțumesc, la revedere!